Bună seara, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Mi-era poftă de ghicit, de dat în cărți și astăzi am fost un pic prinsă și n-am reușit până la această oră să fac cele 48 de ore pentru Doamne, așa cum v-am obișnuit. De-abia așteptam să ajung acasă și să vă bucur cu etalarea pentru următoarele 48 de ore. Bine ați revenit, mulțumesc pentru sprijin și prezență. Începem cu dama de ghindă, bruneta cu ochii negri și cu pielea măslinie. Hai să vedem următoarele 48 de ore pentru dama de ghindă. Carte luminată de la Dumnezeu lăsată, patru păsuri ți-am postit. Ți-am pus nume de ghicit, astăzi te deschid pentru dama de ghindă, de-o fi bine să vă luminați, de-o fi rău să vă întunecați. Amin. Haideți să vedem următoarele 48 de ore. Aveți un pic de răbdare, mamă ce action aveți în următoarele zile și săptămâna asta. Dama de ghindă destul de agitată în această săptămână, este un du-te vino la voi, la majoritatea. Știți că nu mai trebuie să mă repet, este o etalare generală și nu aveți cum rezona toate, daci, da, răbdare. Bun, deci multă agitație la voi. O încurcătură aici un pic cu niște acte, ba se fac, ba nu se fac, ba e bine așa, ba nu e bine așa. Ba aveți varianta cea mai proastă, pe urmă mai găsiți o altă alternativă, nu știu. Sunteți mult pe drumuri, obosite, aveți și o mamă sau, cred că este mama aici, o mamă care este bolnavă, cu care alergați cu ea la spital, unele dintre voi, altele, da? Deci, avem pentru dama de ghindă un pic de probleme în această săptămână. Aveți și voi o problemă personală, multe dintre voi. S-ar putea, nu știu, s-ar putea întâmpla să aveți și o mică problemă de sănătate și să vă sperie chestia asta, dar mai mult tind și către o mamă cu care alergați pe la doctor. În altă ordine de idei, cele care ați avut intervenții chirurgicale de la umeri în sus, la cap ceva, orice, nu știu, dentist, amigdale, tiroidă, o chestie de asta, vedeți că nu, sau poate nu neapărat intervenție chirurgicală, dar nu văd că vă simțiți prea bine, încă nu v-ați echilibrat pe ceva, ori aveți, mai aveți dureri de ceva, da? Următoarele 48 de ore, cum v-am spus, sunteți prinse rău. Mai mult spre sfârșitul săptămânii vă relaxați. Primiți și e cineva aici care primește o veste proastă din partea, nu știu. Eu cred că sunteți un trio aici. Un trio. Da? Pentru că aflați de o femeie sau știți de cealaltă femeie și cred că ori o căutați, ori vă sună. Deci în următoarele zile veți fi căutate de soții sau de amante în funcție de cum vă regăsiți. Aveți grijă un pic la servici că nu știu, e ca și cum ați vrea să avansați, dar vă ia altcineva locul. E cineva aici care e un pic așa, nu prea sunteți sigure pe voi,
unele dintre dumneavoastră. În dragoste, cu dragostea, un pic mai multă stabilitate zilele acestea cu energiile tinere. Da? Dacă aveți partener care este măcar cu o zi, cel puțin mai mic decât voi, da, acolo puteți să, nu știu, să aveți o bucurie, să vină cineva de la drum, să vă sune cineva neașteptat de la drum sau să revină cineva în viața voastră. Unde trebuie să aveți un pic grijă dacă aveți partener cu ochii verzi sau albaștri? Aici e un pic, s-ar putea să fie ceva cu un trio, să aibă pe cineva acest bărbat. Poate unii sunt chiar însurați, da? Poate altele dintre dumneavoastră chiar doriți să divorțați, poate. Deși nu văd zilele astea că se hotărăște un divorț, atât știu că aveți o întârziere pe semnarea unor acte sau pe realizarea, sau poate să fie și un proces să nu, să primiți o veste proastă aici dintre oameni de stat, dar eu totuși văd în întârziere, o zăpăceală, nu știți cum să faceți niște acte, deci rămân mai mult pe acest aspect. Da, haideți să vedem. Vedeți, apropo de, veți afla secrete. Deci aflați de o iubită, de o soție, aflați de cineva. Deci, un partener de-al dumneavoastră mai are pe cineva. Bine, deja bănuiți sau ați bănuit. Și nu veți suferi prea tare, adică văd aici că o să vă treacă repede. Sau ați spera că e singur și, în fine, dar o să vă treacă. Veți afla iar secrete. Ia uite, numai secrete aici, un drum nou, da, de care veți avea parte. Un drum nou ce înseamnă? Găsiți o cale de a vă rezolva o problemă. Indiferent despre ce este vorba, dragoste, servici, acte, orice. Deci veți găsi o soluție. La un drum, dar nu e vorba de drum de graniță, este vorba că o să vă hotărâți la un drum, la o cale, adică nu o iau în stânga, o iau în dreapta, da? Vă hotărâți pe ce drum să o luați. Vedeți? Da? Dar luați o hotărâre. Veți lua săptămâna asta totuși o hotărâre. Vă hotărâți la ceva, uite, bucurie, vă sună cineva, o parte bărbătească, primiți dar de bani de la o parte bărbătească, indiferent cum arată el sau însurat sau neînsurat, nu contează. Da, aveți toate șansele, poate nu în astea 48 de ore, dar cade foarte, și cred că e de roșu bărbatul, este în iulie născut, poate să fie în iulie, poate să fie și zodia pești, poate fi și pe data de 7, în orice lună născut, pe data de 26-28, poate fi și vărsător și în 5 puncte, 5 zile, zic eu, veți lua o hotărâre. O să știți exact pe ce drum să o luați, dar ideea este că îmi cade orice ați face, sau la ceea ce vă gândiți, că drumul ăsta nu e neapărat de dragoste, e un lucru care, la care voi trebuie să vă hotărâți în ce fel trebuie să rezolvați o problemă, da? Și nu știți ce să alegeți, dar să știți că indiferent cum ar fi, totuși în majoritatea cazurilor vă sprijin din partea unui bărbat și noroc de bani, da? Ori faceți rost de niște bani să vă achitați ceva sau să faceți ceva. Bun, surprize plăcute din nou, iar cele care sunteți absolut singure, nu mai sunteți sigure pe voi, da, cam nesiguranță și v-ați despărțit de, nu știu, poate de o lună sau maxim un an de un bărbat de tobă și tot cam singurele sunteți. Haideți să vedem cum vă gândesc iubiții, soții, amanții, prietenii dumneavoastră acolo unde există ei, cam ce gândesc ei despre voi sau cum sunteți. Ia uite, pasiune pură, mamă,
Deci e și o atracție amoroasă între voi, multă agitație, mult chin pentru a rezolva ceva, dar până la urmă veți ieși din încurcătură, să știți, până la sfârșitul săptămânii sau cel puțin până pe 5 iunie. Dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri. Haideți să vedem. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată pe spostul, ți-am pus nume de ghicita să se deschid pentru dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri. De-o fi bine să vă luminează, fie rău să vă întunecați. Amin. Vă sună sora. Puneți la cale cu sora dumneavoastră ceva. Puneți la cale. Ia să vedem verde. Acolo unde există soră, bineînțeles. O să spuneți pe urmă în mesaje, păi care, că mie nu mi s-a potrivit, că eu n-am nicio soră. Deci, din nou, mă repet, luați ceea ce vi se potrivește. Deci, vorbesc de doamnele care au o soră, da? O să vă sune și o să puneți țara la cale. Într-o situație mai puțin plăcută, trebuie să vă hotărâți cum faceți într-o situație, nu știu, există o situație aici, hai să vedem un pic să clarificăm. Vi se deschid niște drumuri, vă rezolvați o problemă aici cu o soră. Ori că ați fost certate, ori că n-ați căzut de acord într-o problemă, ori nu contează, se deschide drumul, da? La unele dintre voi poate fi vorba chiar și de un frate, aici e ceva pe familie, să vină de la drum sau poate a plecat la drum și acum așteptați și de acolo un feedback. Sănătatea. Vedeți că aveți dureri de spate, de omoplați de ceva, vă doare spatele sau aveți grijă la curent zilele acestea pentru că sau dormiți prost sau nu știu ce faceți, dar văd spatele. Cineva, o femeie de la muncă, acolo unde aveți servici, vă joacă feste, în față vă râde, în spate vorbește sau vă gândește de rău un pic. E cineva mai tânăr decât voi, este o femeie mai tânără decât voi. Aveți grijă la bănci să nu întârziați cu plățile pentru că vă cade pagubă, aveți grijă ce faceți sau dacă vreți să luați credit, nu văd că ar fi minunat în următoarea perioadă. Că aveți pagubă, cade pagubă aici un pic. Drumurile, multe drumuri veți face. Și așteptați să vă vină cineva și de la drum de graniță. E cineva în Japonia? Se uită cineva din Japonia acum? Acum? Cineva de verde din Japonia? Da, aveți grijă că... Deci dacă este cineva în Japonia și sunteți de verde, să știți că se schimbă la servici la voi niște lucruri în acest moment. S-ar putea întâmpla să plecați din acel loc dacă așteptați o prelungire de contract sau poate vă dă și vă mutați orașul sau țara, da? Va trebui să schimbați locul în care sunteți. Dragoste cu un bărbat brunet cu ochii negri, mai ales dacă sunteți căsătoriți sau stați în casă cu el. Lucrurile văd că sunt ok, vă echilibrați, deși au fost minciuni un pic din partea lui. Nu prea, un pic aici aveți niște probleme într-o relație cu un bărbat de roșu. Zilele acestea aici trebuie să aveți un pic grijă pentru că veți face vorbe proaste. Ia uite, vorbe proaste și trag turnul, da? Deci se pare că se va întâmpla ceva negativ în următoarea perioadă.
Cu bărbatul de ghindă, ia, cele care aveți bărbat de ghindă, ia, uite, vești frumoase, vorbe, pune țara la cale pentru un, ia, uite, pentru bani, strângeți bani să vă faceți un cuib, să vă zugrăviți, să vă cumpărați o casă, foarte bine aici, la cele care aveți ghindă. Vreau să mai scot un pic pe cei de la drum, vedeți? Deci, sunt niște probleme într-o situație cu sora, cu fratele. Aici trebuie să aveți grijă să nu vă certați. Sănătatea, v-am spus, spatele, bănuții vin, dar nu la toată lumea. Ce credeți? Hai să vedem la cine mai vin banii săptămâna asta. Veți avea reușită, cele care aveți bărbați de tobă. Da? Cele care aveți ghindă, tobă, e ok, și cineva mai tânăr decât voi. Drumurile, vă sună cineva tot cu ochii verzi sau albaștri de la drum. Veți primi cadou. Veți primi și un cadou de la cineva. Bineînțeles, de la un bărbat, mie mi-arată de verde, dar poate să fie până la urmă oricine. Și se încheie săptămâna, deși sunt 48 de ore. Veți avea o hotărâre, ori să vă mutați împreună, ori să vă căsătoriți, ori să vă despărțiți. Nu. Că asta e o carte bună, da? Deci, veți lua o hotărâre să vă faceți o afacere împreună, sau unele dintre voi poate câștigați un proces aici, poate fi și asta, și o să vă bucurați, dar după multă agitație. Nu știu, am observat și la dama de ghindă, observ și acum la cea de verde, dacă ies o iau pe total, să știți că este o săptămână agitată, cu foarte multe drumuri și lungi și scurte și un du-te vino, cu ușor agresivitate, da? Și agresivitate un pic pentru toată lumea. Eu zic că dacă rezistați azi, mâine și poi mâine, se pare că până la urmă lucrurile se vor liniști, dar e multă zăpăceală. Bun, multă zăpăceală în sensul că nu prea iese nimic din prima și tot trebuie să încercați, să reîncercați, să fiți persuasivi, să puneți presiune, să orice, da? Bun, dama de roșu. Dama de roșu este șatenă brunețică până la blondă, cu ochii căprui și cu pielea normală, nici închisă, nici deschisă. Da? Haideți să vedem dama de roșu următoarele 48 de ore. A, la următorul videoclip, da, uite, trebuia să anunț la început, am să fac citirea cu pendulul, că n-am mai făcut-o de mult, și am să vă învăț, am să vă învăț, că poate le știți. Am să vă dau un pont, două pe unul pe bani și unul pe dragoste. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată patru posturi, ți-am postit, ți-am pus nume de ghicita să se deschidă, fi bine să vă luminați, fi rău să vă întunecați, amin, pentru dama de roșu. Mamă, ce noroc că aveți de bani, multe dintre voi. Aici sunt bani și de la servici. Veți prinde un contract, să știți. Cred că ăștia sunt bani și de la servici. Haideți să vedem dacă mai cad bănuții de pe la cine mai sunt. A, uite, și aici o soacră o să vă dea niște bani. Da, o soacră vă va da niște bani. Sau vă aduce daruri, găini, porci de la țară, habar n-am. Dar primiți dar de la soacră, da? 100% vă spun. Și mare noroc de bani de la servici, da? Unele dintre voi chiar o să aveți succes, veți lua probabil poate și un examen, că ia uite de aici. Și mai am, bineînțeles, aici și un divorț sau împărțire de bunuri și ce credeți, ia uite, vine cu bani și bucurie, chiar sunteți fericite că ați divorțat sau că divorțați și chiar veți primi suma care ați gândit-o.
În altă ordine de idei, la cele de roșu, vreau să aveți un pic grijă cu femeia brunetă, cu părul lung un pic, care e pe lângă voi, prietenă, vecină, poate să stea. Am două variante, ori stă în blocul de vis-a-vis peste drum cumva, peste o stradă, ori stă la etajul 1. Da, aveți grijă un pic, e un pic falsă. Iar cele care aveți noroc de dar săptămâna asta, ar fi bine să nu mai spuneți. Sănătatea. Sănătatea, văd că vă faceți bine, sunteți într-o recuperare, deci merg lucrurile spre bine, stați liniștite. Și nu numai în următoarele 48 de ore, chiar și în următoarea perioadă. Veți câștiga ceva, dar nu știu ce. Nu este vorba, nu mi se arată. Nu este vorba doar de. V-am spus că împărțiți ceva și că aici este altceva. Câștigați, nu știu, câștigați o dreptate undeva, nu știu, o să aveți dreptate. Cineva vă dă dreptate, uite, vezi? Bucurie, vești bune, de la o inițială cu I. Da, o să vă dă cineva dreptate sau cineva sau un prieten bun sau. Cineva vă dă dreptate sau vă crede sau ține cu voi și, nu știu, ieșiți dintr-o bârfă, dintr-un scandal, din ceva. Cartea este foarte, foarte frumoasă. Sunteți un pic nesigure în relația cu un bărbat brunet cu ochii negri, deci cineva de ghindă cam nesigur, dar îl gândiți, cade cu voi, nu este singur acest bărbat, îmi cade, uite aici, cu o femeie de verde, poate fi oricum femeia de verde, de tobă, poate fi oricum. Nu e nimic hotărât, eu zic că ceva lălăială va mai fi cu el, dar nu ceva definitiv, da? Noroc în dragoste veți avea dacă aveți bărbați de roșu, vă va merge bine în următoarea perioadă. Cu bărbatul de verde sunt un pic îndoită. Acum nu sunt toți sigur care au amante, iubite, prietene, dar am un bărbat de verde aici din viața dumneavoastră care are o femeie de tobă sau care mai gândește pe cineva. Trebuie să aveți grijă, realizări de dare, o să aveți vânzări. Ia uite, vânzări. Deci cei care au afaceri, veți avea noroc de bani, o să vă meargă bine. Dacă vreți să vindeți o casă, acum o vindeți, da? Deci o veți vinde. Foarte bine, pe afaceri și pe casă, doar în vânzări am spus, da? Foarte frumos. Deci vândut casă, vândut. Ia uite, mai avem și pe cineva care vorbește urât de voi, sau care știe de voi. O femeie cu ochii verzi sau albaștri. Da? Asta odată, da? Trebuie să vă. Și aici trebuie să vă feriți un pic. De ce cineva care vrea să vă. Nu știu, vă minte, vă fură, nu știu ce vrea să facă, dar în orice caz nu e sinceră. Aveți grijă la această afacere sau să nu. Eu aici zice că poate și o angajat o să vă fure. Nu știu de ce zic eu așa, că ați avut probleme. Careva dintre voi ați avut probleme cu o angajată. Zic eu așa. Eu sunt curioasă să vedem. Dacă eu așa simt că din afacerea dumneavoastră cineva fură. Și este o femeie acum, că nu o fi cu ochii verzi sau albaștri, mie îmi cade de verde, da? În fine. Ha, da. Haideți să mai vedem. Cele singure. Uite, vă sună cineva de roșu, v-am spus, tânăr, mai în vârstă, orice ar fi de roșu, veți avea noroc și vești bune. Vă sună cineva, vești bune din trecut, de la cineva mai tânăr decât voi de roșu. Da, nu sunteți aici, nu sunteți căsătorite, totuși, da. Dar primiți veste de la cineva tânăr de roșu. Și realizare de dar, v-am spus foarte frumos, frumoasă cartea pentru voi la Dama de Roșu.
cineva o să nască o fetiță, rămâne cineva, este gravidă, unele poate fetiță, altele poate vreun băiat, nu se știe, că mai și fată și băiat. Dar cele care naște, dacă e cineva care naște fetițe, e deja burta mare. Înțelegeți? Deci trebuie să... Vezi? Și nu vă las o brunetă în pace. Bun, haideți să clarificăm un pic aici pe divorțul ăsta. Ia uite, moartea. Da, transformare, schimbare. Aveți speranță că nu veți rămâne singură, îngândurată și tristă, sau mai sunteți un pic tristă, dar tristă nu știu de ce. Poate aveți momente când vă este frică că rămâneți singure, că eu după darul ăsta, cele care ați divorțat totuși, aici poate este cineva care a divorțat de curând și ați împărțit și bunurile, pentru că îmi cade realizare pe dar. Ăsta de roșu care vă caută, o să aflați că este bolnav sau are pe cineva bolnav în familie, cel de roșu mai tânăr, și pe dragoste, realizare, bucurie, toate cele care aveți, iubit, iubit, prietene, relații serioase, soți, nu cade deloc rău. La servici de asemenea, poate n-am zis, nu mai știu dacă am zis, dar vă veți pune la masă și veți discuta, nu știu, două, trei persoane. Sunteți așteptați un răspuns, dar va fi bine, ori că vreți să vă angajați, ori să avansați. Ia uite, până pe 31 iunie să știți că veți avea un... Vă deblocați pe servicii, adică ori avansați, ori vă găsiți servicii. Interesantă cartea și la Dama de Roșu, dar foarte multe lucruri trebuie voi să rezolvați. Aveți nepoți, vă mai naște un copil, nu știu dacă e nora sau fata. Vreți să plecați și la drum în străinătate, dar undeva aproape de noi, cum ar fi Bulgaria, Grecia, Turcia. Altele, că am văzut o grămadă de chestii aici. Primul soț care l-ați avut sau un bărbat cu care aveți un copil începe din nou să prindă drag de voi, vă veți împăca, veți rămâne prieteni, nu iubiți, prieteni cu care aveți cel puțin o fată. Nu știu, se întâmplă multe, adică o să vă dea un pic feng shui-ul peste cap, dar nu în sensul rău, în sensul bun, da? Bun, dama de tobă pentru următoarele 48 de ore. Șatena, de la șaten închis, la blond, cu ochii căprui, grăsuță, bine făcută, cu piele albă. Bine grăsuță, plinuță sau bine făcută, nu și că... Da. Bun, haideți să vedem următoarele 48 de ore. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am postit. Ți-am pus nume de ghicit, astăzi te deschid pentru dama de tobă. De-o fi bine să vă luminați, de-o fi rău să vă întunecați. Amin. Așteptați o veste din partea unui bărbat de roșu, dar nu este pe dragoste. Așteptați să vă ajute cineva sau să vă sprijine într-o problemă, într-o situație, dar un pic ăsta de roșu întârzie, nu răspunde la telefon, are o problemă, o să întârzie cu mesajele, are probleme cu copiii, e undeva blocat, ori nu și-a plătit telefonul, ori nu știu ce se întâmplă, că e un blocaj aici. Dar nu că v-a blocat sau că l-ați blocat. Poate și asta, dar eu cred că nu și-a plătit telefonul, că e blocat pe veste. Zic eu așa. Eu așa cred, așa simt. Hai să vedem mai departe. Tobă, 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 să nu sar ceva. Bun.
Mazla scurtă din 3. Veți avea o realizare de această săptămână foarte frumoasă cu o femeie de stat, cu o avocată, cu un om care lucrează, care e bugetară, o femeie care lucrează la stat, oricine, o femeie, o doamnă care vă va sprijini să vă rezolvați o problemă, mai durează o zi sau maxim o săptămână, deci până săptămâna viitoare e trecerea de la o săptămână la alta. Veți avea o realizare, veți afla acest răspuns fix în 3 zile de când ascultați acest videoclip. Bun. Se așează liniștea la voi în 3 săptămâni, maxim, gata, s-a terminat. Deci, cu agitația, cu problemele, aveți, uite, 3 ani și un pic de întârziere, mai durează o săptămână sau o lună maxim, o lună nu cred, cred că, că dăm totuși în 48 de ore. Deci, veți rămâne finalul, dacă ați avut vreodată de ales între 3 bărbați, 2 bărbați sau alții, în final veți alege, veți fi cu un bărbat de ghinde, brunet, cu ochii negri, vă cade în casă, aveți 3 ani cu el, dacă pe întârziere, da? Bine, mai minte el un pic din când în când, dar în fine, lucrurile sunt bine. Iarăși, noroc veți avea și cu un bărbat de roșu, dar trebuie să fie mai tânăr decât voi. Deci, și ghindă și roșu sunt mai tineri, da? Am și ghindă maturi. Deci, voi vă știți care cum îi aveți. În orice caz, e liniște în această săptămână, în aceste zile va fi liniște, veți primi multe vești, vorbiți foarte mult la telefon, foarte multe mesaje, daruri mici, unele dintre dumneavoastră, cu mama voastră vă veți împăca mai bine sau cu o soacră, dar în fine, eu zic totuși că este mama, nu pentru că soacrele de băieți nu, deci nu, n-are nicio legătură. E foarte aproape de voi. Eu văd soacre care nu sunt lângă voi, de asta zic. Că eu cred că vă vedeți cu mama zilele astea, nu cu soacra. Veți avea un examen de dat, două, trei examene. Cineva are 3 examene de dat aici, 2 le veți lua, unul nu. În 7 zile să nu vă sară muștarul sau să vă enervați. Mai bine nu vorbiți, nu știu de ce, DNC, cert este că vă cade un blocaj, dar ar fi bine să tăceți sau nu știu, să tăceți, da? Uite, deci vin niște bani sau faceți rost de niște bani, oricum ar fi, că sunt ai voștri sau nu și aveți nevoie de ei, îi veți avea. Îmi arată aici cu blocajul ăsta ca să nu spuneți despre o realizare despre, nu știu, poate banii ăștia sunt pentru actele astea de aici. Poate e oricum ar fi bine, oricum primiți banii. Deci voi primiți bani repede. Săptămâna asta veți afla 100%. Să nu vorbiți peste o săptămână exact de unde, ce ați făcut, cum ați făcut, de unde aveți bani, ce... Planurile voastre de fapt nu trebuie spuse, mai ales cu ăsta de ghindă sau cu oricine ar fi, bucurie, veți avea bucurie, dar sunteți frânte de oboțite, unele dintre voi nu mai duceți pur și simplu, dar vezi, nu mai vedeți, nu mai duceți pentru că ați fost așa supărate, blocate, au mers lucrurile greu în ultimul timp la voi, de vreo 5 ani de zile tot, da. Începeți să vă ridicați acum. Ia uite, deja vă alegeți drumurile, bucurie, veste bună pentru soartă. O să hotărâți ce veți face. Ia uite, după oboseală, discuții, certuri, despărțiri și împăcări unele dintre voi, da? E cartea atât de calmă, de limpede. De gata, e ca și cum vă relaxați, s-au terminat problemele. Bine, nu că nu vor mai veni altele, dar pentru o perioadă, eu zic părerea mea că vă găsiți
liniștea, da? Vedeți că aveți niște plăți de făcut, sunteți în întârziere, aveți amenzi neplătite de acum 7 ani, ia vedeți care sunteți cu amenzi neplătite de 7 ani. Mai dați bani pentru casă, aveți grijă să nu se strice ceva, sau să nu vreți să vă cumpărați ceva, dar e mai mult pe pierdere. Da, ia uite, iarăși dama de tobă. Unele dintre voi au doi bărbați, când de roșu sau unele de roșu, unele de ghindă sau și de roșu și de ghindă, de verde, gheața la mal cu cei de verde. Nu e rău, nu e bine, da? În momentul când nu-mi cade o culoare, este clar că nu se întâmplă nimic, da? Haideți să vedem. Uite, un nou început aveți, unele dintre dumneavoastră și cu un bărbat de roșu. Veți avea un nou început sau veți cunoaște un bărbat de roșu nou-nouț și s-ar putea să aveți de ales. Ia să vedem, cele care sunteți de tobă și deja a fost ziua voastră de naștere până acum, da? Hai să luăm până la sfârșitul lunii mai, deci în prima jumătate. Nu prima jumătate a anului. Acum, până la sfârșitul lunii mai, ia uite, bucurie, vești bune. Toate care sunteți născute în prima jumătate a anului. Da? Și este soarele și la voi care sunteți singure. Văd că v-ați rugat la Dumnezeu, ați făcut mătănii. Dar singure și mai ales dacă aveți și copil. Ia uite, și vine asta de roșu. Berbecu, Taurul sau Capricornul. Aveți noroc de un cornut. Ai, Doamne, că vin bucuriile și o să plângeți de bucurie. Nici nu... Nici cineva îndrăgostit de voi sau își dă seama că este îndrăgostit de voi. Dragile mele, cam asta a fost pentru următoarele 48 de ore. Eu zic că am spus destul chiar pentru... Am dat mai multe detalii decât ar fi fost necesar. Vă îmbrățișez cu drag. Ne auzim mâine, ce să zic. Bine, eu am să fac video, cred, în seara aceasta cu pendulul. Să aveți zile minunate, spor și prosperitate. La revedere!